Salut tuturor, aici Tesla, băiatul vostru. Băi, am luat și eu jocul ăsta, super, super, super mișto, Red Dead Redemption 2. Suntem în online acum. Mai devreme am încărcat un video care am explicat unde este o comoară. Și acum, când mă jucam pe aici, am găsit la locația asta o mapă. Era înfiptă în cuțitul ăsta. Bine, cred că am zis bine. Dacă vă apare și vouă, este fix, fix, fix aici. Fix aici. Bun, cred că vă dați seama. Și acum ia, să mergem unde ne arată. Oare merge și opțiunea off-road? Încercăm. Hai, ca să nu vă plictisesc, cred că o să opresc video și îl predau când ajung acolo. Ok? Bun, și am ajuns și în zonă. Nu întrebați de lupul ăla. Nu știu. Jur că n-am făcut nimic. Sau nu? Bun. Deci, de obicei, comorile sunt ascunse pe sub copaci, prin tot felul de locuri tâmpite. Hai să vedem cum unde ar putea să fie. Deci, avem doar câmp pe aici. Poate să fie chiar sub o piatră, nu știu. Hai să vedem. Aici nu. Am o mică treabă acum. Jocul ăsta are un sistem foarte dubios de a da skin. Nu mai țin minte dacă este și în alte jocuri la fel. Dar încerc să nu... că... N-am cum să fac altceva. Pare rău. O să vă explic și mai târziu de ce tot strâng tot felul de chestii de la toate animalele pe care le găsesc. Nu, nu vreau să-ți dau pick-up. Îți dăm skin și ție. Și hai să vedem pe unde am putea să găsim comoara aia. După. Am văzut că ai impus YouTube o chestie cu legat de copii. Dar n-am înțeles foarte bine dacă apar în videoclip sau dacă, nu știu, ce am făcut mai devreme nu este ok pentru copii oare? Și o să apară că trebuie să ai plus 18 ani, bla 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 bla. Chiar nu înțeleg. Ai văd amurt. Ce ok, ok. Nu mai întreb nimic. Bun, jocul ăsta e foarte tare. Părerea mea. Hâț. 1. 2. Eu nu cred că trebuia să-i dau skin, că avea 3 stele, cred. Bun, hai să nu vă mai țin așa. Deci, dau skin la aproape toate animalele pe care le găsesc. Pentru că mă ajută foarte mult la... Cum se numește? Straw. Haide.
Bun, în caz că jucați, știți despre ce e vorba. Mă ajută la tabără aici pentru a face pentru a livra chestii. Da, știu, nu știu să explic. Ideea e că mă ajută să fac bani. Ceea ce îmi place. Tu ai înviat și ai făcut. M-am înviat iepurile. Am înțeles. Bun, hai să nu uit de ce am venit aici. Pentru comoară. Lăsăm animalele în pace. Poate să fie. Oare pe aici? Nu cred. Ia vino tu. Ah, ia uite. Bun. Ca să vă arăt și pe hartă pe unde sunt. Deci, deasupra orașului ăsta, fix aici. Dăm open și o să vedem ce găsim. .38 la 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 revolver, bani, hai, bani. A, e bine. Am ceva bani. Ce-i prost că trebuie să mai fac nivel. Dar e partea a doua. Ia. N-am făcut nimic. S-a nimerit să fie în calea mea. A, dar n-am ce să fac pe ea. Bun, hai să vă arăt și de la bază, de la camp, ceea ce poți să faci cu toate animalele astea pe care le vânez eu. Stați așa, revenim de acolo. Bun, am revenit, hai să vă arăt. Sus! Rup gardul pe aici la oameni. Deci, în primul rând, ca să faci chestia asta, îți trebuie 15 lingouri de aur, bănuiesc. Da, cred că zic bine. Deci, cum am eu 3 acum, vă trebuie 15. Așa că, veniți la nenea ăsta. A, nu aici, nu la bere. La nenea ăsta. Apăsați-e. Mai întâi, cred că trebuie să faceți un pause. În fine, vă descurcați. Equipment... Și trebuie asta. Asta vă ajută să începeți să vindeți chestii. Dar mai întâi trebuie să-i duceți materiale și aveți diverse misiuni. Poate nimerim și o misiune. Nimerim? Da, o să nimerim și o misiune. Bun, îi dăm donate. Va apare acolo. Va apare aici cam cât valorează o piele. Deci crește din ce în ce mai mult. În general, animalele cu 2 stele valorează mai mult. Ca să știți. Bun. Și acum hai să... Bă, sunt zgârcit. Poți să dai și bani ca să nu te mai chinui, să te duci, să te omori cu voia, să nu știu ce. Dar sunt zgârcit. Și îmi place să mă joc. Deci... Da, tataie, hai că mă duc. Dar lasă-mă. Bun.
Bun, ia să vedem pe unde trebuie să ajungem. La mamă n-ai bi pe stânga, am înțeles. Hai, calule. Avem și timp. Cred că iar o să revin de acolo, ca să nu vă țin. Bun, am ajuns. Putem să observ... Asta e, să schimbăm arma. Eu nu stau să trag cu arcul. Puteți observa aici niște oameni în habitatul lor natural. Iar noi, ca niște nesimțiți ce suntem, vom începe să tragem în ei. Da, nu știu cum l-am nimerit pe ăla, că am tras fix pe lângă el. Să vă mai învăț o șmecherie. După ce îi omorâți, ciordiți de la ei. Nu uitați de unde ați plecat. Oh! Treasure map, ce ziceam? Bun, ia să vedem unde este culețul. E sus? Pick up bag. Chemăm căluțul. Și acum o să trebuiască să avem o cursă destul de lungă până la bază. Da, o să-i zic bază, nu are rost să zic în alt mod. Ia să vedem. O să fim atacați mai mult ca sigur. Sper că nu de playeri. Pe ăștia îi mai omor cum îi mai omor, dar playerii sunt destul de ok. În caz că nu v-ați dat seama, mă joc pe PC. Dacă am zis asta mai devreme, scuze. Dar vă țin la curent. Da, aparent nu voiau să vină după mine, dar s-au răzgândit. Haide. Bă, dar nu vine nimeni, nu mai acțiune, nu nimic. Aparent sunt eu singur, domnul Calu, pe care îl cheamă Hâț. Am ajuns și la nenea ăsta. Am spart ceva. Dar suntem la noi acasă, deci nu deranjăm. Aibă, pe bune. Remove. Hai, tată, hai. Și acum, gata. Cinci sute XP. Perfect. Și ia să vedem. Deci avem destul de mult leather, pardon, material. Dar asta nu se pune problema și aici. Sfatul meu. Când ajungeți, sau bine, pot să le livrez și acum dacă vreau. Dar când ajungeți la 25, spre exemplu, ăsta e minimum pe care puteți să-l livrați până vă luați o căruță nouă. Dar nu faceți greșeala. Faceți asta. Pentru 5 dolari în plus, nu se merită să te duci până la mama naibii. Așa măcar ești sigur și nu prea are cine să te atace la o distanță mai scurtă. Dar sunt 5 dolari în plus. Pentru ăștia 5 dolari nu merită să riști toată marfa. Așa că 20, eu zic că e ok. La 25 nu mai știu cât faci. 50 de dolari la distanță scurtă și la distanță lungă vreo 70. Dar se mai primesc bonusuri. Spre exemplu, odată știu că am livrat 25 și am primit
pe distanță scurtă și am primit 100 de dolari sau 80, ceva de genul. Deci chiar se merită. Dar cel mai bine și cel mai bine, dacă nu aveți gol de început, spre exemplu, după ce faceți niște misiuni și puteți să le faceți foarte ușor de la Bounty Hunter, bineînțeles dacă prietenul vostru sau dacă vreți să jucați cu mine, eu am și Bounty Hunter și la Bounty Hunter pe fiecare misiune, să spun așa, primești și niște gold. Nu așa mult, dar poți să ajungi la 15 lingouri, să spunem așa, după ceva timp. Dar e cam cea mai profitabilă pentru gold, să zic așa. Profitabil, scuze. Bun. Cam atât cred că a fost și pentru azi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, cel de subscribe în cazul în care nu ați făcut-o. Și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao. I'ma mark it on my checklist. I'm more in love in the bands. Been tryna take cages. I be the man that you realize. Oh yeah, she fucking with me 'cause she can.